Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia Bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face aceste fursecuri din aluatul declătite de ieri. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Să știți că sunt... Ia uitați, vedeți? S-a luat Nutella de aici. Sunt bune, bune. Bune și moi. Și acesta este aluatul de clătite, deci din aluatul de la clătite. Nu aruncăm nimic. Să presupunem că am făcut compoziție multă, multă, multă și am făcut multe, multe clătite și nu mai putem și am mâncat și ne-am săturat și ne-a rămas puțin. Nu aruncăm și o lăsăm. Eu am acoperit-o cu un covăcel și am pus-o la frigider. Scoatem. Așa, aluatul este destul de moale și vom avea nevoie de un ou, 50 de grame de făină de ovăz, o banană, are 175 de grame cu coajă, 250 de lapte, un praf de sare, cu ulei. Să punem banana, o curățim. Și o punem aici în sau mixăm cu o parte din lapte. Vedeți? Așa. Scoatem și o să punem într-un vas. O să punem banana noastră într-un vas cu laptele. Aici voi pune puțin lapte și voi clăti. Așa. Adăugăm și ouă. Un praf de sare, cam o lingură de ulei, amestecăm cu un tel, așa. Și adăugăm făina noastră de ovăz, 50 de grame, și amestecăm. Așa, compoziția noastră este... Și o să avem nevoie de o lingură, care o să pune făina. Așa. O să adăugăm cam două linguri de ulei peste compoziția noastră. Vedeți că nu este multă. Așa. De cât vă rămâne? Cât vă rămâne? Deci că făina o adăugați cât este necesar ca să avem un aluat potrivit de tare. Aceasta este cu făină de ovăz. Deci ieri am făcut clătitele și am avut așa nevoie de un ou. Și am pus un ou. Am avut o banană care e cu tot cu coajă, a avut cam 175 de grame, 250 de lapte și 100 de făină de ovăz. Și am făcut și un praf de sare și am făcut această compoziție de clătite. Din magazinul cumpăr făina de ovăz. De pe raft. Se găsește în magazin, în supermercaturi. Eu cumpăr de aici în Italia, dar cred că și în România se găsește. Și este foarte, foarte, foarte bună. Foarte bună. Eu, cum am spus, am eliminat, deci am început această, să spunem, dietă între ghilimele, că să mâncăm sănătos și să slăbim. Mâncăm puțin, cât mai sănătos. Eu, cum am spus, mănânc până în ora 6, maxim 7 și după 7 nu mai mănânc. Nu mai mănânc și îmi beau o cană de ceai de dafin. Care și acesta este foarte, foarte, foarte bun pentru organism. Și eu îl beau pentru digestie și pentru
pentru oase și pentru articulații, pentru că eu mă dor foarte tare oasele și să știți că de când beau acest ceai mă simt foarte bine. Deci nu mai, n-am mai avut acele dureri mari, mari, mari. Dar încercăm, fiecare încearcă. Și să știți că este foarte, foarte bun. Cine vrea să încerce ceaiul de dafin, curaj, că cine are dureri, dureri la oase. Așa, eu mi-am deschis deja cuptorul. Așa, este deschis. Din aluatul de clătite, cum am spus, un ou, o banană, o banană potrivită, 250 de lapte și 100 de grame de făină, de ovăz și un praf de sare. Deci am făcut aluatul de clătite. Am să pun și link-ul la am făcut ieri, ca să vedeți cum am făcut. Deci laptele cu banana le-am frulat bine, 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 am adăugat ouă, făina și am făcut clătitele. Din ce mi-a rămas? O să facem astăzi forsecuri, o să adăugăm circa 2 linguri de ulei. Și le punem așa aici. Una, două, nu mai mult. Așa. O să adăugăm cam o linguriță de miere. Tot așa. O lingură, o linguriță, cum fiecare, că în compoziția de clătite eu nu am adăugat zahăr. Așa, și amestecăm așa bine. Așa. Și murdării. Așa. Aici avem puțin Nutella ca să punem pe deasupra. Și cine dorește un pic de zahăr dacă vrea pudră. Și amestecăm așa bine. Adăugăm din făina noastră de ovăz. O vedeți cum arată? Așa. Făina de ovăz și cam un vârf de linguriță de praf de copt. Vedeți? Punem așa puțin. Nu pun pe tot. Și amestecăm. Oricine poate face. Oricine. Pentru ca să face, mai ales clătitele. Eu clătitele le fac fără cântar. Le fac la ochi și să știți că ies moi, moi, moi și bune. Așa. Și acum adăugăm făină. Aluatul nu trebuie să fie foarte gros. O să mai pun. Și să știți că sunt bune, bune, bune. Eu astăzi am mâncat ce mi-a rămas de ieri. Așa, o... Tot așa, dimineața, o căniță de cafeluță. Eu pun puțin lapte, fără zahăr. Și apoi dacă vă aduceți aminte, am făcut acele brioșe cu făină de orez. Și am mâncat și o brioșă. Așa, la prânz mi-a rămas de aseară, cu spanac omletă și am mâncat o bucățică. Ceaiul de dafin, așa, pe că este digestiv și ne ajută. Și diseară, în jur de 6, puteți mânca o feliuță de cărniță pe grătar. Aseară ați văzut, am făcut un ficățel și o cană de ceai de dafin. Și eu am eliminat pâinea pentru că mă umfla foarte tare. Deci conține foarte mult gluten și bănuiesc că de la pâine mă umflu așa de tare, că de când nu mai mănânc pâine nu mă mai umflu. Simțeam așa că mă... Așa. Vedeți? Consistența cam așa să fie. Ia uitați, eu am făcut și mai devreme. Și am să le amestec. Ia să vedem. Am făcut câteva ca să vedem cum... Vedeți, asta la frigider. A absorbit bine, bine, bine.
Așa. Și cam așa ar trebui să fie. Vedeți? Cam asta e consistența. La... Și acum am să dau deoparte făina. Aici avem puțină Nutella. Aici am făcut numai ulei. Mi-am pregătit o tavă. O tavă cu hârtie de copt. Așa. Și acum o să luăm din compoziția noastră. Și o să punem. Așa, două linguri. Și o să punem așa cu lingura. Hai să vedeți cum le-am făcut eu. Și punem așa aici. Se vede? Se vede, nu? Ia să încep de aici. Așa. Să încercați și cozonacul care l-am făcut eu de Paști acum. Eu am pus miere în loc de zahăr și pasca. Au ieșit super, super bune. Să le încercați și să-mi lăsați mesaje dacă v-a plăcut. Așa, și punem așa aici. Și din aluatul nostru de clătite. Dacă vă uitați aici pe pagina, tot așa, într-o zi am făcut în direct cu voi o cremă de unt cu lapte condensat și din ce ne-a rămas am făcut fursecuri și au ieșit super, super, super bune. Aici la mine nu se aruncă nimic. Așa. Și acum. O să fac așa puțin spațiu. Îmi fac așa puțin loc ca să pun Nutella. Să puneți Nutella, că nu curge. Nu curge. Așa. Și acum luăm cu lingurița și punem. Așa. Puneți așa curaj că nu curge din forme. Imediat vă arăt și cum arată. Așa. Ia să mai furăm de aici puțin. Să punem și pe ultima. Mai furăm. Așa. Și acum le dăm la cuptor. Ia uitați-le, vedeți? Cum arată? Așa. Și acum le dăm la cuptor. Și 15 minute. Ia să le bag. Așa.
așa arată. S-au date prin zahăr. Le putem da prin zahăr. Cine dorește, cine nu. Vedeți, puțin zahăr. Și le punem așa în interior, așa aici. Și dăm pe margine. Să facem 3-4 cu zahăr și restul fără. Fursecuri, fursecuri din amatul de la clătite. Așa. Este foarte, foarte bună această făină, foarte bună. Încercați să mâncați fibre. Fibre, cei care aveți probleme cu intestinul, fibre, fibre, fibre. Contează foarte mult. Ia uitați. Fursecuri. Vedeți? Așa. Acestea sunt. Aceasta este făina de obăz. Aceasta este rețeta de astăzi, fursecuri din aluatul de la clătite. Deci în aluatul de la clătite am pus o banană, un nou, 250 de lapte, 100 de făină de ovăz și un praf de sare. Apoi, peste aluatul de clătite care ne-a rămas, am adăugat 2-3 linguri de făină de ovăz ca să-l facem mai gros. Am mai adăugat o lingură, două de miere de albine și o lingură, două de ulei. Așa, și un praf de copt, un vârf de linguriță de praf de copt. Și cu puțină Nutella. Le puteți lăsa și simple. Simple, simple. Sau puteți tăia o bucățică de ciocolată amăruie și puneți așa pe deasupra, fără nimic altceva. Sau puteți pune și o cireașă în mijloc. O cireașă confiată sau din dulceață, o cireșică, o caisă, o bucățică în interior, dacă doriți. Se spune orice. Noi nu aruncăm nimic. Aceasta este rețeta de astăzi. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și că mi-ați fost alături. La revedere, o seară frumoasă tuturor, pupici! Și vă îmbrățișez așa cu mare, mare, mare drag. Pupici, la revedere, o seară frumoasă!